Așadar, dragii mei, construim acum o activitate. Am preluat-o din mers. N-a fost în programele noastre. N-am raportat-o organelor superioare de partid și de stat. Am luat-o de bună și de necesară, pentru că am văzut această expoziție în urmă cu 8 zile la Biserica din Botiza și stă aici pe un fotoliu bolnavul preot Isidor Berbecaru, operat de câteva zile. Păcătosul. Dar s-a spovedit și acum e în regulă, da? Care a reușit să aducă această expoziție în Maramureș. Deci la Botiza și acum aici. E vorba de ceva magnific și trebuie să mă slobod la cuvinte mari și eu și o să vă sloboziți și dumneavoastră la cuvinte mari. Părinte, mai aproape aici, domnul Marchiș, haideți că suntem mulți care ne slobozim la cuvinte mari, întrucât este vorba de lucrare mare. Această metodă a doctorului inginer Eugeniu Ior Dăchescu a salvat de la distrugere monumente de arhitectură. Dar înainte de punerea în operă acestei metode, istoria evidențiază 29 de lăcașuri de cult distruse. Deci a venit ca o soluție miraculoasă. Pe un traseu pe care, dacă vă aduceți aminte, voi cei care vă aduceți aminte, poftiți, domn profesor, mai lângă voi, mai bine vă tot ochesc, vă tot ochesc aici, vă aduceți aminte că nu puteau să-i șașeze în cale niciun fel de persoane care să conteste deciziile, hotărârile de punere în operă a planurilor de sistematizare a Bucureștiului și a țării, în vremea în care secretarul general al partidului și consoarta lui conduceau, zice istoria, discreționar România, transformarea ei. Nu spunem că unele lucruri nu erau necesare, pentru că ar însemna să spunem că transformarea Parisului de către Napoleon în principal, dar și de alte vârfuri franceze, a fost și acolo un mare păcat. A fost. Și acolo s-au demolat lucruri care probabil nu trebuiau să demoleze. Dar soluția Ior Dăchescu este mirabilă, este miraculoasă, pentru că a reușit să salveze prin această metodă omenească. Au retras bisericile acestea din calea privirilor vectoriale ale conducătorului. Pentru că lui nu-i păsa că se salvează sau că se translează, sau că se demolează. Dan Mohanu, profesor universitar, doctor, inginer, arhitect, de fapt, este omul care deține, cam așa e domnul inginer, știți, nu? Care deține probabil cele mai multe informații alături de domnul Ior Dăchescu și de alți colegi ai domniilor lor despre acea perioadă. Dar Dan Mohanu a elaborat și un proiect care a fost finanțat de AFCN, dar și o finanțare internațională, privind reconstrucția, după poze, după alte date ce ne-au rămas, a bisericilor distruse. Și una dintre ilustrații a uimit lumea. Se vede o singură biserică și în jur totul demolat, dar din biserica aceea numai partea cu altarul și cu crucea și în rest numai moloz. Suntem adunați aici să marcăm nu numai prezența expoziției pe care dumneavoastră unii ați parcurs-o, alții urmează să o parcurgeți, dar în principal să aducem un omagiu. Să aducem un omagiu astor fel de oameni, astor fel de gânditori, astor fel de genii ale noastre, din domeniul tehnicii de data aceasta, care au venit în întâmpinarea fenomenului demolator ce nu mai putea fi stopat, ce nu mai putea fi oprit. În consecință, avem beneficiul unor oameni care, fiecare în parte o să poată să spună câte ceva. Am surpriza și vă dau cuvântul primul,
Pentru că domnul inginer Cătuneanu, da? Corect, și mai cum? Mircea Cătuneanu este cumva, să zicem, pe cam aceeași linie profesională de construcții și de la Institutul de Construcții București. Deci suntem pe acest palier. Sigur că fiecare în parte avem de rostit ceva și o să rostim, dar pentru că sunteți oaspetele nostru. Vreți la urmă? Ca să vedeți ce nu au spus ceilalți și să încoronați dumneavoastră. De acord. Atunci, pentru început, îl invit pe Părintele Berbecaș. De acord, domn prefect? De regulă zice că prefectul are primul. Nu, și eu vreau să vă spun la urmă. Da, tot mai spune la urmă. Da. Stai jos, părinte. Stai jos și zine ce crezi că trebuie zis la acest moment. Păi, din câte știu eu și mi-aduc bine amintea. Mulțumim, domnule director. Peste asta trecem, da. Ați binevoit să înfrumusețați păreții acestei funcționale biblioteci cu 12 copii ai săi din lume. Nu mai știu pe unde sunt. Că n-a spus pe harta globului de la unde avem noi, roșii. Da. Unde avem noi biblioteci. Unii care da. Se laudă cu propaganda pun bulii roșii acolo, unde aveți copii de biblioteci. Dar mulțumesc că ați înfrumusețat acești pereți cu aceste monumente pe care, într-un mod miraculos, Dumnezeu le-a salvat. Luminând prin Duhul Sfânt mintea acestui om, care ar fi bine să trăiască peste 100 de ani, nu suntem noi vredni să adăugăm sau să scutăm. Dar putem zice la mulți ani că 9 noiembrie a făcut 86. Da. 86 de ani, da. Până 100 nu mai are mult. Da. Așa. Duhul Sfânt i-a luminat mintea într-o noapte cum să oprească această nebunie a diavolului de dărâmare altarelor unde se roagă pentru pace, dragoste, sănătate. Să fie dărâmate, făcute moloz. A spus de vreo 29 sau câte? Că s-au dărâmat înainte. Înainte au fost dărâmate 29 da. De biserici. Da. Cea mai importantă, toate au fost foarte importante, că altarul, oricât de mic ar fi, cât de nou, e tot la fel de valoros cât cel mare și cel vechi de la mănăstirea Văcărești. Am putea zice și mănăstire, și închisoare, și casă de copii ce a fost pe acolo. Aia a fost extraordinar, dar s-a putut reface numai din poze într-un frumos album. Altă durere a fost la Sfânta Vineri, de care era legat multe suflete din București de Sfânta Vineri. N-au putut face nimeni, absolut nimic. Noroc cu acest om ales al lui Dumnezeu să-i trimită Duhul Sfânt într-o noapte. Într-o noapte a fost luminat de Duhul Sfânt și i s-a dăruit cum să înceapă. Poți începe așa oricum. Ce ascultă, domnul inginer, încep cu schitul maicilor, pentru că ăla e cel mai ușor. Și dacă îl trimiți pe ăla la plimbare și reușești să-l prindi, atunci te mai năpustim și la alte lucrări mai grele. Și domnul inginer s-a bucat luminat de Duhul Sfânt, s-a dus la schitul maicilor, care avea o greutate de 700 de tone. 700 de tone le-a ridicat cu metodele știute de dânsul și de alți tehnicieni, l-a ridicat un metru, doi din pământ sus, a turnat o placă, poate domnul... Radier general. Da, așa a făcut o cale ferată, nu știu cât de largă, cât de a trebuit, a lăsat placa fără nicio crăpătură. A lăsat placa
pe calea ferată și hai, dar hai cu 5 km pe oră. Viteza maximă admisă. 5 km pe oră. Metri. Parcă. 5 metri, 5 metri, 5 metri pe oră. Între 2 și 5 metri. 5 metri, pardon, 5 metri, da. Și a mers și a reușit. Viteza Mercurii. Viteza, da. Mercurii. A reușit. Și ce să vedeți? Când a ajuns la locul ei, dinainte stabilit, a venit tovarășul, un soțit de tovarășa, care i-a replicat. Vezi, bă, că au reușit! Nu te-am spus să nu-i lași! Ei, Dumnezeu a lucrat. N-a mai lucrat diavolul aici. A lucrat Dumnezeu, a pus-o la locul ei, proiectele erau făcute pentru toate celelalte și a început toate celelalte. S-au mișcat, domnul inginer știe, sunt fiecare puse aici pe ani, cum au fost mișcate, puse. Mulțumesc, părinte, odihniți-vă vocea un pic. Domnul doctor Ioan Mircea Farcaș, haideți mai încoace de la stâlpul ăla, că nu-mi place poziția. Și vă rog să continuați cu câteva date despre, mai ales despre partea aceasta, ce a venit după schitul magilor. Mulțumesc. Inginerul Eugen Iordăchescu demonstrează că imposibilul poate deveni posibil. Din înțelepciunea poporului, o vorbă ne spune că ce strică un nebun, trebuie 10 înțelepți să repare. Din păcate, în multe situații, ce se distruge nu mai poate fi reparat. Dacă ne gândim că niște construcții minunate, adevărate embleme ale poporului nostru, au fost zidite în urmă cu 200, chiar 400 de ani, ajung să fie demolate din ordinul unui analfabet, că până la urmă a fost un analfabet cu o soție care în clasa a doua a rămas repetentă. Astfel de clădiri au rezistat unor cutremure, unor războaie, unor atacuri ale necredincioșilor, ajung să fie dărâmate și cine mai poate să le refacă? Ctitoria lui Mihai Viteazu și aceea a fost pusă pe listă să fie distrusă. Din păcate, 29 de biserici, după cum ați aflat, au fost demolate ca să îndeplinească aceste dorințe bolnave. Dar să reușești să deplasezi o biserică aproape 300 de metri, cum este Biserica Mănăstirii Mihai Vodă, și coborând pe deal vreo 6 metri, diferență de altitudine, ne dă o mică idee despre ce a însemnat acest domn inginer Eugen Iordăchescu. Sau să deplasezi Palatul Sinodal, care avea 52 de metri lungime, cât jumătate teren, un teren de fotbal, să-l deplasezi cu o greutate de 9.000 de tone, cât un tren cu 900 de vagoane, este ceva de domeniul fantasticului. Și având și instalația de încălzire centrală încă în funcțiune, pe timpul deplasării. Se spune că nici măcar o carte în biblioteca secretariatului Patriarhiei n-a fost mișcată. Plus că nu au citit nimic în timpul translării. Probabil că n-a plus 1.000 de tone cât aveau cărțile. A fost primul inginer din țara noastră care a reușit să facă asemenea translări. El a obținut și o teză de doctorat în acest domeniu și țara noastră fiind printre primele țări din lume care au reușit să realizeze astfel de lucrări. A mutat și un bloc de locuințe din Alba Iulia, blocul A2, care a fost zidit special să împiedice vederea... Catedrale reîntregirii. Și acest bloc a fost tăiat în două, a fost deplasat pe o distanță de despărțit, da? 55 de metri, cu locatar cu tot în el. Pe durata 6 ore. A salvat și biserica de la Rămeț, care era scufundată cu 2 metri. Deci a ridicat-o la înălțimea de 2 metri. O avem aici în partea aceasta, în dreapta. O ține în brațe Ioana Țiplea, da? Apoi a reușit să salveze și casa lui Anton Pan, care era propusă spre demolare și apoi să fie refăcută. Dar după ce ai demolat ceva, ce mai poți să refaci? Prin toate acestea, cred că Eugen Iordăchescu poate fi numit meșterul Manole modern al României și numele său ar trebui pomenit pe toate căile și pe toate situațiile. În București a salvat 10 biserici,
dintre care Sfântul Maicilor, am văzut deja, a zis Părintele Berbecară, a fost deplasată 245 de metri și rotită cu 13 grade, fiind prima lucrare de translație, apoi a urmat Biserica Olar din Calea Moșilor din secolul al XVIII-lea și Biserica Sfântul Maicilor era deja din secolul al XVII-lea. Biserica Olar, în greutate de 1278 de tone, a fost deplasată 80 de metri. Apoi Biserica Sfântul Ilie din Calea Rahovei, greutate 2100 de tone, distanță 49 de metri. Biserica Mihai Vodă, titoria lui Mihai Viteazu, propusă și ea spre demolare, a fost deplasată 289 de metri, are o greutate de 3100 de tone și în același timp s-a deplasat și Clopotnița cu 289 de tone. Palatul Sinodal, de care am discutat deja, a fost deplasat 33 de metri și rotită și cu 13 grade. Biserica Sfântul Ioan Nou din Piața Unirii, secolul XVII, greutate 3100 de tone, distanță 23 de metri. Biserica Sfântul Gheorghe, numită și Capra, de la ocrotitorul ei, un negustor, din secolul XVIII, 900 de tone, deplasată 89 de metri, este acolo în spate. Biserica Sfântul Ștefan, cuibul cu barză, greutate 1650 de tone, deplasată 16 metri. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, secolul XVIII, distanță 23 de metri. Pe lângă aceste biserici în București au mai fost deplasate și niște blocuri de locuințe, care este normal, îți afectează viața a mii de oameni. Două blocuri de locuințe fără evacuarea locatarilor, unul de 7 nivele, 4000 de tone, mutat 7,35 m. Un alt bloc de 4 nivele, 2400 de tone, tot aceeași distanță. Un alt bloc de locuințe de 7 nivele, fără evacuarea locatarilor, 3100 de tone, distanța 14 metri. Și statuia Domniței Bălașa, 20 de metri, a fost deplasată. Apoi în țară, pe lângă Casa Memorială a lui Anton Pan, care a fost deplasată 37 de metri, a fost translat sediul Băncii Naționale din Miercurea Ciu. O avem acolo, cu o distanță de 129 de metri, cu o greutate 2400 de tone. În Reșița a fost salvată o biserică ortodoxă, monument istoric, 2100 de tone, distanța de translare 55 de metri. Biserica veche de la Râmeț, am spus, a fost ridicată cu 2,08 m, ridicată la 1377. Și în Petrila, blocul 57, fără evacuarea locatarilor, a fost mutat cu 10 metri jumate. La mina de cărbun Câmpului Neag, un turn metalic înalt de 75 de metri și cu o greutate de 250 de tone a fost mutat 27 de metri până deasupra gurii de acces la... Și în Craiova, spitalul din Craiova, uitați acolo, este, da, și acesta a fost mutat pe o distanță de 63 de metri. Cred că mulțumesc. Toate aceste fapte. Mulțumesc. Sigur că da. Sunt aici părintele profesor Adrian Paul, are lângă sine și câțiva din studenții de la teologie pe care am dorit să-i aduc aici, pentru că în principal venim în față cu argumente de salvare a unor monumente de arhitectură ortodoxă. Este cea mai mare lovitură. Demolarea celor 29 de biserici date vreodată biserici ortodoxe române. Iar aceasta este cea mai mare salvare din toată istoria bisericii ortodoxe. Evident că sunt și oameni sceptici, ba sunt chiar și cârtitori, care încep să spună, păi bisericile unde au fost mutate nu se simt foarte bine. Unele sunt în corset de anumite blocuri mult mai înalte, nu sunt în largul lor, în climatul lor. E adevărat. Dar mai bine să fie în picioare și funcționale decât să nu fie molos, deloc. Decât să fie molos. Părintele Adrian Paul, rog. Da, mulțumesc tare frumos. După cele evocate aici, într-adevăr, putem constata că Eugeniu Iordăchescu, într-adevăr, și-a câștigat un renume. Dacă domnul director a ajuns numit meșterul Manole, să zicem, al lumii moderne, alții l-au numit și în cartea care s-a editat, pionerul construcțiilor
și mai ales al translațiilor, construcțiilor de arhitectură importante din țară. Altcineva ar zice că hai să luăm din fața lui Eugeniu EU. Nu neapărat să ne gândim la integrarea Uniunii Europeană și să numim chiar geniu. Geniu pentru că, într-adevăr, Dumnezeu, așa cum spunea Părintele Derbecaru la început, a lucrat prin acest om într-un mod providențial, prin aceea că, iată, s-a interpus, să zicem, acele idei diabolice de a distruge tot ce se numește arhitectură, civilizație postmodernă sau modernă și să vină, iată, cu astfel de soluții pentru ca să rămână toate aceste biserici în picioare, înțelegând, de fapt, că o biserică reprezintă dăinuirea numai a credinței, ci și propășirea unui neam, care a avut mereu impregnată adânca o rădăcină, dacă vreți, până în perioada apostolică sau chiar la Mântuitorul Iisus Hristos, păstrarea ideii de biserică, de comuniune liturgică și de rugăciune, ca spațiu sacru în care omul se poate ridica într-un mod cu totul desăvârșit spre divinitate. Am găsit, într-adevăr, și o multe lucruri în cartea pe care o vedeți aici și pe care aș recomanda-o tuturor care trec pragul acestei prestigioase instituții, pentru că suntem într-un studiu de carte, să răsfoiască și, de ce nu, să aprofundeze lucrurile importante despre fiecare biserică în parte, fiecare monument arhitectural important și care, iată, sunt puse în fața noastră și sub forma imaginilor pentru a ne determina să înțelegem mai pregnant lucrarea acestui om providențial la locul potrivit. Sigur, cei 85 de ani împliniți acestui om spre 86, o vârstă venerabilă patriarhală, cred că este până la o binecuvântare a cerului asupra acestui om, care l-a mai păstrat încă în viață și care am înțeles că împreună cu fiul său, care este tot inginer de meserie și doctor inginer, lucrează la proiectele monumentale care se realizează la instituții prestigioase de construcție la universitățile din București, dar nu numai acestea, și de profil, de inginerie, iată, a construcțiilor. Încât îi aducem un omagiu și noi, pentru că am văzut o astfel de expoziție mai întâi la Arhiepiscopia Râmnicu Vâlcei, parcă, în urmă cu un an prezentată, la Galați, unde acest om s-a și născut și a trăit, s-a și format, la Brăila, mă iertam, la Brăila, unde s-a și format, și iată că, ca un arc peste timp, dacă vreți, Maramureșul, prin intervenția acestei instituții, prin contribuția Părintele Berbecaru, este adus și nouă în Maramureș. Maramureșul care, iată, chiar dacă la noi n-au existat translații de genul acesta, ideea translației este mult mai veche, amintiți-vă, de trecerea, mutarea poporului evreu dintr-o zonă, să zicem, babilonică sau de subjugare, să zicem, spre țara făgăduinței. Ideea este extraordinară. Nu mai vorbesc de faptul că în Maramureș avem pentru prima dată datată o astfel de translație de biserică bunăoară de la descălecătorul Dragoș Vodă, care a avut o influență în țara Moldovei, la cel care a fost până la urmă și a rămas în istorie, Ștefan cel Mare, devenit și sfânt, pentru că acolo s-a translatat o astfel de biserică în stil maramureșan. Dacă în Maramureș nu avem astfel de construcții monumentale, țineți minte sau țineți seama de următorul aspect. Maramureșenii și-au zidit bisericile din lemn. Din ce oare motiv? Dacă nu, aceea că atunci când erau cotropiți sau hărțuiți, ei când se deplasau dintr-o zonă în alta, să-și poată lua biserica cu ei. Adică să se ducă dintr-un loc în altul, păstrând elementul sacru și rădăcinarea lui adânc împregnată în credința strămoșească acestui neam, a limbii române străvechi și apoi, de ce nu, a dăinuirii neamului acestuia. Încât și astăzi, de ce nu, dacă veți merge în Occident și nu numai, spunea domnul director, undeva și în Venezuela sau în altă parte, veți vedea românii că se duc cu bisericile după ei. De veți merge în Paris, unde de curând a fost un atentat, care sigur nu trebuie comentat astăzi aici, veți găsi comunitatea românească unde au biserică maramureșană zidită în stil acesta maramureșan, încât arhitectura maramureșană a devenit bunoară grăitoare, comparativă chiar cu stilul brâncovenesc, de ce nu, sub altă formă și la alt nivel. Din acest punct de vedere, chiar cred că îl putem numi un geniu al ideii respective de translare și care rămâne într-adevăr unic, încât felicit într-un mod cu totul deosebit și Biblioteca Județeană pe Părintele Berbecaru, când a determinat și pe noi să venim, iată, să ne punem în fața noastră o astfel de expoziție, un vernisaj care este cu adevărat îmbucurător pentru noi și edificator.
De ce nu să-l trecem pe astfel de om în rândul acelor, să zicem, români cu nume mare? Sunt pomelnic pentru rugăciune, care are nevoie. Exact. Românii cu adevărat grăitori în societatea în care ne aflăm, în care cu toții distruge mai mult decât se construie. Mulțumesc, domn profesor. Sigur că dacă priviți aceste planșe pe care noi le-am așezat cât s-a putut de reușit spre a putea fi bine vizionate, acolo sunt două entități editoriale și patronatoare. Academia Română, secția de arte, arhitectură și audiovizual, președintele secției este academicianul Răzvan Teodorescu. Nu l-am deranjat, deși suntem prieteni, o să-i spun numai după ce terminăm această activitate și o să-i luăm niște declarații, pentru că dacă dânsul începe să ne vorbească de această expoziție, are nevoie cam de o oră să ne povestească. Dar l-am rugat la telefon în cursul finalului de săptămână pe un excepțional manager de instituție culturală, pe directorul general al instituției numite, vedeți în dreapta, cea care le-a făcut de fapt, Muzeul Brăilei Carol I. Aș vrea să vă spun, înainte de a-l ruga pe Marcel să facă conexiunea, să încerce conexiunea cu domnul profesor universitar dr. Ionel Cândea, managerul acestei instituții magnifice și ea, aș vrea numai să vă spun că la editura acestei instituții, care funcționează din 1995, au fost publicate până acum peste 400 de volume rezultate ale cercetărilor proprii. Să vă gândiți numai cam câte muzee avem noi, aici, prin oraș și prin județ, și cam câte volume au produs în acești 20 sau 25 de ani, și să încercați o comparație. Sunt, din aceste lucrări, majoritatea sunt doctorate și 10 dintre ele premiate de Academia Română. Nu există instituție muzeală în România, nici cele naționale nu pot să stea să se compare cu această instituție de la Brăila. E bine să ne mândrim cu Maramureșul nostru și cu ce avem pe aici, dar e bine să dăm cezarului ce al cezarului. Astăzi cezarul este Muzeul Brăilei, Carol I. Și Marcele, te rog să îl faci pe domnul Ionel Cândea. Sperăm să reușim, nu? Nu ce să vă spun. Da. Bună ziua, domnul Alderan. Bună ziua, domnul doctor. Noi am început, am povestit ce am știut noi. Acum am relevat și parțial realitățile și realizările muzeului pe care îl conduceți, inclusiv a editurii Istros. Și, dar despre această expoziție în principal, de unde a venit gestul, sigur că bănuim că de la faptul că e brăilean. Dar vă ascultăm. Ce doriți dumneavoastră? Da. Doar câteva considerente pentru care vă mulțumesc că mă puneți în legătură cu locuri așa de frumoase și așa de valoroase sub toate aspectele, cultural, științific, sufletesc, dacă vreți, cu Baia Mare. Eu pot să spun doar așa că m-am apropiat de foarte scurtă vreme de domnul doctor inginer Eugen Iordăchescu, care își merită cu drept cuvânt titlul de salvator al monumentelor de arhitectură din România, fiind într-adevăr brăilean și venind domnia sa la momentul în care liceul unde a absolvit în 1949 în Brăila, liceul Nicolae Bălcescu, a trecut și pe la muzeu și în felul acesta ne-am cunoscut. Vreau să spun că domnul Eugen Iordăchescu are o carieră și un parcurs, să spunem, profesional, care îl așează lângă mari ingineri și mari constructori din Europa de astăzi, o spun fără niciun fel de reținere, pentru că palmaresul domnului sale, așa cum îl vedeți în expoziție, a fost de acord împreună cu Academia Română, cu domnul academician Răzvan Teodorescu, președintele secțiunii aceea pentru istoria artei, arhitectură și media, să realizăm o expoziție în care să mănânchem, în care să rezumăm toate aceste elemente.
Am făcut-o și a avut un succes deosebit la București, la Academia Română, acolo unde, într-o sală modernă, la Academie, a fost vreme de o lună aproape în București, la dispoziția bucureștenilor care cunoșteau foarte multe din cele ce domnul Eugen Iordăchescu a realizat pentru bucureșteni și nu numai pentru ei, evident, pentru patrimoniul național. Apoi trebuie să mai spun un lucru, că m-am gândit că această expoziție va fi foarte bine primită și la Dalați, orașul vecin unde s-a deschis de curând un muzeu excepțional, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității la Dunărea de Jos, în fostul Palat Episcopal al Galaților, restaurat pe un proiect european de înalt preasfințitul dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos, și unde, de asemenea, am vernisat și am prezentat această expoziție pentru un public foarte, foarte divers. Acum m-am gândit la această expoziție pentru 2016 să călătorească și la Veneția, un oraș special, un oraș emblemă al umanității, unde problemele de monumente și de punere în valoare, pe de altă parte, pentru ridicarea unora dintre ele la anume cote și așa mai departe, face această expoziție extrem de actuală și extrem de interesantă pentru specialiștii din Italia, așa încât la anul, în iulie, această expoziție pe care dumneavoastră o aveți acum acolo, la Baia Mare, este programată să ajungă la Institutul de Cercetări Umaniste, Culturale și Umaniste de la Veneția, ICR-ul nostru de acolo și în felul acesta să facem și peste hotare cunoscută fapta aceasta extraordinară a domnului Eugen Iordăchescu. Mulțumesc, domnule profesor, și drept recompensă pentru faptul că sunteți un așa de mare și de productiv cultural muzeu și pentru faptul că și noi suntem, la rândul nostru, o instituție referențială, cea mai mare bibliotecă departamentală, cea mai utilizată, cea mai activă. Am să dăruiesc bibliotecii comunale, o să dăruim bibliotecii comunale din comuna Romanu, din județul dumneavoastră, pe care am văzut-o și care mi-a plăcut și unde bibliotecara mi s-a plâns de o slabă colaborare cu autoritățile locale, o să dăruiesc 1000 de cărți noi nouțe ca să compensez într-un fel gestul dumneavoastră. Da, uitați cum se întâmplă din Romanu, este provine cel care a pictat acum și termină lucrările de de interior la Biserica Mănăstirii Măxineni, Biserica Voievodală a lui Matei Pasarat, care a fost restaurată de curând, cu întreg complexul, tot felicitări pentru monografia scrisă, da? Da, da. Iar dânsul domnul Codrescu, care a făcut pictura, este din localitatea Romanu, de unde spuneți dumneavoastră că știu. Trebuie să ne cunoaștem toate spațiile românești. Mulțumesc mult, domn profesor. Multă sănătate, toate cele bune. Cu drag. Mulțumesc. Acum, sigur că într-un fel s-ar aștepta și domnul doctor inginer Eugen Iordăchescu să-l luăm la telefon. Să vedem, poate un pic mai târziu. Până atunci, eu am rugămintea să ne mai spună, pentru că toți cei ce s-au cerut mai la sfârșit se expun riscului de a le rămânea numai anumite lucruri de spus din Imperiu, lucrurilor ce trebuie rostite astăzi. Eu îl invit pe domnul doctor Cristian Ștefan, consilierul cultural al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, invitat de noi aici exact tocmai pentru a complini această aură firească și necesară de protecție a noastră, adică să fie și personalități teologice, întrucât Preasfințitul Iustin este, mi se pare, în momentele sale de odihnă de la sosirea dintr-un... Încă nici n-a sosit. Deci, da. Vă rog. Ce pot să vă spun, decât că trebuie să mulțumim tuturor celor care a făcut posibilă această expoziție. Putem să o numim noi a recunoștinței față de domnul Iordăchescu, pentru că, iată, așa cum scrie pe această carte, cred că am mai putea să adăugăm un cuvânt alături de cel de salvator, să numim chiar și titlul.
pentru că dânsul a reptitorit toate aceste clădiri, în special biserici. Puteau să nu mai fie. În istoria Bisericii Ortodoxe Române știm că marii domnitori, boieri și cei care au avut dare de mână au rectitorit multe locașuri de cult prin intervenția lor într-un timp sau altul. Iată că dânsul poate fi numit fără nicio greșeală și ctitor al acestor 11 biserici care au fost salvate, doar că a 12 este vorba cea de la Biserica Veche de la Mănăstirea Râmeț, care nu era în plan să fie demolată, ci doar a fost salvată ca să fie pusă mai bine în valoare. Și pentru a scăpa de stratul umidifiat din zonă. Deci, ce am putea noi să mai completăm aici? Pentru că noi, biserica, suntem principalii beneficiari a ceea ce a întreprins domnul Iordachescu. Este faptul că, pe lângă acest atac, să spunem noi, la adresa patrimoniului cultural național, asupra memoriei, dacă putem să o numim, și acelor care vreau să le distrugă, să le demoleze, dânsul, mai presus decât toate aceste lucruri, a realizat un lucru, nu știu cât de conștient a fost dânsul din punct de vedere sacramental, dar cel puțin prin dânsul a lucrat Dumnezeu, așa cum a spus și cei dinaintea mea. Pentru că o scurtă definiție a bisericii este aceea că este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În biserică este prezent harul lui Dumnezeu. În biserică se revarsă harul lui Dumnezeu prin sfintele taine, prin toate slujbele și rânduielile care se fac. Ori, a dărâma o biserică înseamnă a săvârși mai mult decât un atentat la patrimoniul cultural, înseamnă un sacrilegiu. Și dânsul a intervenit în acest sens într-un mod miraculos, cum s-a spus ceva mai înainte. Și atunci, putem să spunem că numai că a făcut această faptă bună pentru noi, sau fapte bune pentru noi ca biserică, dar a făcut chiar fapte bune și pentru cei care vreau să le demoleze. Pentru că prin acest lucru, prin această muncă a dânsului și această operă a dânsului, i-a salvat să-și mai adauge alte păcate negative, alte păcate în fața lui Dumnezeu, fără ca să-și dea ei seama de acest lucru. Și iată că astăzi avem aceste tezauri, aceste valori care au fost salvate de un om care este bine că, iată, nu uită lumea, că este amintit, că este repus în valoare și care merită să fie amintirea lui atât cât îi mai rândește Dumnezeu să fie în viață, dar mai cu seamă și după aceea să rămână în memoria noastră cu multă recunoștință și, așa cum spunea Părintele, cu rugăciune, atât cât are nevoie acum în viață, dar și după ce nu va mai fi. Mulțumesc, Părinte! Încă un gând bun pe care îl îndrept spre dumneavoastră. Dacă nici nu trebuie să țineți minte că atunci când o să vă duceți într-un pelerinaj sau într-o excursie, o să vă redocumentați. Intrați pe internet și internetul e de mare ajutor. Când vă mai duceți în București, să căutați aceste lăcașuri. Pentru că suntem așa de indiferenți, noi cei care mergem cu treburi la București, încât tot trece. Nu știm care e biserica vis-a-vis de sediul Academiei, nu știm care e biserica, unde e mănăstirea în timp, că e închisă între blocuri, nu știm care e biserica Mihai Vodă, nu știm multe. Ei, trebuie să începem să știm. Este și acesta un element de cunoaștere. Dar cei cunoscători, apropo de ce a spus Părintele Dr. Cristian Ștefan, cei cunoscători în domeniu știu și că lucrurile acestea sunt misterioase, chiar nu numai providențiale, chiar și magice. Cea mai importantă, cea mai vizitată mănăstire din Bulgaria, cea mai importantă și vizitată biserică e Catedrala din Sofia. Dar de la mănăstirele din Bulgaria este de la mănăstirea Rila. Are o istorie colosală, pentru că a fost demolată de turci și reconstruită tot de turci. Pentru că au început să curgă niște, hai să zicem, nu neapărat blesteme, dar un fel de acte care au lovit familiile guvernatoare ale vizirului și pașei din zonă. În principal, e vorba, sigur, pașa de la Sofia și pașa de la Vidin, încât turcii și-au dat seama că au făcut o greșeală. Și e caz unic, au reconstruit-o ei acolo. Deși cei ce au demolat cele 29 de biserici, în mod sigur și-au primit o anumită răsplată. Nu știm, n-am cercetat fenomenul acesta, dar e de discutat și e de căutat.
Domnul doctor Marchiș, vă rog să ne spuneți câteva gânduri de ale dumneavoastră cu simțul profund al lucrurilor în echilibrul lor. Nu vreau să țin mult lumea în picioare, dar în Maramureș bisericilor li se spune din timpul și corăbii, li se spun și acum și corăbii. Noi suntem obișnuiți cu această mutare a obiectelor acestea care țin de patrimoniu, în cazul acesta bisericile. Pentru că în toată istoria noastră noi am demontat și am montat biserici. Acum multe au venit din Ucraina, acum din Maramureșul vechi. Faptul că biserica seamănă cu o pasăre, uitați-vă, parcă o pasăre a lui Grâncuș, sugerează și faptul că poate să plece, poate să se reașeze pe alte pământuri, pentru că glisează spiritul și sufletul uman. Noi am fost prelucrați la patrimoniul de Răzvan Teodorescu de foarte multe ori, nu numai cu acest mod de această soluție genială găsită de acest Leonardo al nostru, care este el, pentru că cu tehnica de atunci, gândiți-vă că totuși nu era tehnica de astăzi. Lucrurile păreau și mai grele atunci. Și am fost educați în a respecta aceste eforturi extraordinare pe care geniul românesc le face pentru păstrarea patrimoniului. Este foarte bine că Berbecaru, împreună cu cei de la Brăila, cu domnul Ardelean, cu toți de aici, au reușit să aducă în Maramureș această lecție. Cum ar trebui și noi să ne ducem să le arătăm cum, ce facem cu bisericile, cum ajung ele în America, cum să, aici nu glisează bisericile de lemn, ci ele se demontează și se remontează. Pentru că acest mod de cunoaștere este, de fapt, păstrarea identității noastre. Ei trebuie să ne respecte pentru civilizația lemnului. Noi trebuie să respectăm pentru civilizația aceasta a bisericilor de zid, căci în Maramureș sunt foarte puține, iar grija pentru ele este destul de mică. Eu am o luptă, de exemplu, Casa Iancu de Hunedoara, cea mai veche clădire din centrul vechi, că s-a săpat ilegal sub ea. Am și acum o luptă cu proprietarul acela, care nici cum nu înțelege că pentru noi valorile acestea de zi sunt importante în Maramureș, că sunt foarte puține și ține mult să ne păstrăm și ce avem patrimoniul de zi. Eu nu mă bucur, eu sunt cel care mă bucur în primul rând de această lecție de respect pentru patrimoniul. De aceea îi mulțumesc mult domnului Berbecaru și tuturor celor care s-au ocupat de asta. Aș fi vrut să-l aud și pe acest Leonardo al nostru, Eugen Iordăchescu, pentru că chiar și vocea lui, o să vedeți că are ceva aproape mistic și aproape ceva sfânt, eu l-am mai cunoscut. Și toate firmele din Maramureș s-au dus să învețe aceste lecții. Să știți, chiar dacă noi suntem pe patrimoniul de lemn în primul rând, dar ele știu aceste metode, astăzi nu se folosesc pentru că nu sunt bani. Noi nu avem tot mai puțin bani în cultură și în patrimoniu. Problema noastră este acum de a conserva, de a păstra, de a nu lăsa să se distrugă anumite lucruri. Avem, vedeți, și noi avem castele care s-au prăbușit la Țicău. Avem și noi acum câteva obiecte în patrimoniu de, câteva monumente în patrimoniu de zid care sunt în ruine. Uitați-vă la Casa Pocul. Astea sunt problemele noastre. Dar să nu uităm și un alt lucru. S-au demolat 29 de biserici, dar se demolează și astăzi, lucruri care nu se văd. Pierderea de patrimoniu și această scurgere este continuă. Vor trebui să treacă vreo 20 de ani ca să vedem ce am pierdut în acești 25 de ani, că noi încă nu vedem. Eu nu vreau să-l apăr pe Ceaușescu pentru această crimă pe care a făcut-o față de ortodoxie, dar și față de patrimoniul românesc. Dar și noi distrugem mult. Și ignoranța distruge foarte mult. Schimbarea portului. Această barbarie care se întâmplă în obiceiurile noastre. Uităm eroii care se luptă încă pentru patrimoniu și pentru Maramureș. Și să fim atenți, pentru că fără identitate, noi nu vom rezista în acest evoluc european. Îi mulțumesc lui Teodor Adrian pentru că această bibliotecă este într-adevăr un focat de cultură. Nu are nimic formal în ea. Chiar sălile este foarte mare, spunea lumea și zicea că e foarte mare. E foarte mică această bibliotecă pentru câte acțiuni se derulează zilnic și câte lucruri, nu-i dau nicio idee. Așa că eu le mulțumesc tuturor organizatorilor și dumneavoastră pentru răbdarea pe care o aveți ca să ne ascultați. Mulțumesc, domn doctor. Doctor Ștefan Vișovan. Mici completări, dacă sunt, sigur. Puține lucruri mai sunt de spus. Eu vreau să subliniez faptul că printre cele aproximativ 40.000 de clădiri care au făcut obiectul sistematizării în ghilimele al Nicolae Ceaușescu, foarte multe au fost monumente istorice, biserici, mănăstiri, clădiri, în care era imprimată însă și istoria noastră națională. O parte dintre ele, din păcate, au dispărut. Majoritatea bisericilor demolate au fost titorii ale marilor personalități istorice ale neamului.
Să nu credeți însă că pedeapsa, așa cum a spus domnul Ardelean, nu a venit. Fără îndoială. Am citit undeva că în momentul când a fost demolată Biserica Sfânta Vineri din senin s-a produs o ploaie cu furtună, cu gheață și poate că nu întâmplător, tot într-o zi de vineri s-a dus și el. Multă lume a încercat să salveze biserică. Țin minte că în Cluj este o biserică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la intrarea, cum intri în Cluj pe dreapta. De câte ori venea dumnealui în Cluj, clujenii înălțau niște schele, făceau ceva ca să o acopere, să nu fie în vizorul lui, ca să o distrugă. Și acum eu vreau să închei cu o singură idee. Expoziția aceasta de astăzi este importantă și pentru faptul că ea demonstrează clar că în ciuda vicisitudinilor care s-au bătut aproape ciclic asupra poporului nostru, de fiecare dată a apărut un personaj providențial care a știut, poate inspirat, nu poate, fără îndoială, inspirat de sus, să găsească căi de a contracara măsuri și gesturi mizerabile impuse de diriguitorii vremii. Mulțumesc! Am amintit în urmă cu câteva zeci de minute despre profesorul Dan Mohanu, apropo de bisericile demolate. Atunci când s-a început demolarea bisericilor, nu li s-a permis nici măcar să preleveze cum fac cu tehnicile lor restauratorii și conservatorii fresce sau picturi din biserici în fața buldozerelor. Au reușit să o facă numai noaptea, în perimetre, într-adevăr, nepăzite, șantierele nu erau de demolare, nu erau păzite, și Dan Mohanu și cu oamenii pe care i-a avut încă de atunci în echipa lui și care acum chiar pregătesc o lucrare monumentală ce va apărea la editura Academiei, cu toate aceste picturi pe care ei au reușit cumva să le fure, să le decupeze, pe unele le-a decupat, pe altele doar le-au schițat prin tehnici pe care eu nu le cunosc, dar oricum le-au copiat, în așa fel încât măcar să avem în magazinele noastre, în tecile noastre, că sunt tot un fel de teci, pinacoteci, aceste dovezi ale monumentelor pe care le-am pierdut. Acum mă uit așa și mă îndrept deja spre ingineri. Până acum au vorbit umaniștii, cu manioarele. Acum să vorbească realiștii. Ilie Tudorel. Tudorel Ilie. Cu aparatul de fotografiat. El este acum omul nostru. El este mai umanist decât umaniștii. Pozează, filmează, cercetează obiecte de patrimoniu, inițiază, organizează, proliferează și dinamizează. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare aici ca să să vă aduceți prin nostru dumneavoastră de respect pentru opera marelui inginer Eugen Iordachescu. Prima dată când am auzit acest nume a fost în studenție, pentru că eu am terminat facultatea de construcții de la Timișoara, la Institutul Postului Institutului Tehnic de Amboia din Timișoara, la secția de construcții civile, industriale și agricole, și am fost într-o călătorie de documentare organizată de facultate la București în perioada în care tocmai aveau loc aceste lucrări de translare a acestor monumente istorice și religioase. Am fost realmente uimit de organizarea acestor ample lucrări. Totul era programat la minut, la secundă. Trebuie să vă gândiți că aceste construcții, oricât de mari par ele, sunt sensibile. E suficient să se fisureze pentru ca
să fie compromise. Însă, toate acestea au fost mutate dintr-un loc în altul fără a se fisura, fără a se compromite structura lor de rezistență. În ceea ce privește amplasamentul lor nou, sigur că domnul doctor inginer Iordăchescu nu a fost cel care a stabilit noul lor amplasament întotdeauna. Pot să vă spun că, de pildă, Biserica Mihai Vodă este pur și simplu încorsetată de blocurile care sunt la doar câțiva metri distanță. Dar ce contează în final? Contează faptul că au fost salvate, că le putem vedea și astăzi. Eu sunt fan Mihai Viteazu, mi se pare cel mai important personaj istoric al românilor. A fost un domnitor care nu prea a avut timp să zidească biserici pentru că el își ocupa timpul ca să-i unească pe români. Însă, din puținele sale ctitorii, Biserica Mihai Vodă ne dă și în prezent posibilitatea de a vedea ceva ce a rămas făcut din ordinul acestui mare domnitor. Și nu contează că vedem și blocurile. Cum spunea și domnul părinte Berbecaru, s-ar fi putut ca această măreață ctitorie să fie doar o grămadă de moloz, nu? Și să nu mai vedem nimic din ea. Acum, în ceea ce privește istoria, eu am avut timp să mă gândesc și la istorie, ținând cont că am văzut această expoziție acum câteva zile la Botiza, la invitația domnului părinte Berbecar, și am putut să mă mai gândesc puțin la ea între timp. Vreau să vă dau un exemplu și sunt convins că domnul profesor și doctor inginer Iordăchescu a știut acest exemplu. Cea mai veche biserică de lemn din Europa, cu acte în regulă, pentru că s-au făcut cercetări în laboratoarele, cele mai mari laboratoare de specialitate, care au dovedit vechimea ei, este biserica, așa zisă, Biserica Dragoș Vodă din Bolovăț. Acum se află în Putna. De ce se află în Putna? Pentru că Ștefan cel Mare a mutat-o în doar câteva săptămâni de iarnă pe Sănii din satul Bolovăț în Putna. Și iată un exemplu că în istorie mari, mari fapte pot să se întâmple din nou, așa cum și metoda domnului doctor inginer Iordăchescu a fost pusă în practică și eu zic că e un element de performanță pentru România. Chiar nu m-am uitat cu atenție la aceste edificii mutate de, prin metoda domnului Iordăchescu, dacă există pe ele măcar o placă pe care să se amintească nu. Faptul că nu au fost mutate și de unde. Nu. Eu zic că împreună cu această inițiativă ar trebui lansată și această inițiativă de a se pune, de a se aminti într-un fel sau altul aceste fapte care s-au întâmplat într-o perioadă în care exista o mentalitate dăunătoare culturii și religiei. La facultate am fost obligat să scot dintr-un proiect de urbanism un amplasament, era un proiect de principiu, amplasamentul unei biserici. Mi s-a spus, trebuie să o scoți de acolo din proiect. Păi de ce? E un monument de arhitectură, dacă nu doriți să fie un edificiu religios. Nu, e biserică, trebuie scoasă din proiect. Ca să vă dați seama, totuși, ce curaj a avut domnul doctor inginer Iordăchescu să vină cu această inițiativă, cu această soluție inginerească, într-o perioadă în care conducătorii nu doreau să audă despre biserici. Eu mă și mir cum, până la urmă, cred că numai Dumnezeu a făcut în așa fel încât să fie admisă această metodă inginerească. Vă mulțumesc! Mulțumim! La
începuturile ei, această expoziție, după ce a fost realizată de către prietenii și colegii de la Brăila, a fost prima dată afișată în data de 17 martie și a funcționat între 17 și 23 martie în sala Teodor Paladii de la Academia Română. Din păcate, în ciuda faptului că acolo au fost evocate și preliminariile pregătirii științifice a domnului doctor inginer Eugeniu Iordăchescu, inclusiv faptul că și-a dat lucrarea de doctorat în 1984, a obținut titlul de doctor sub conducerea profesorului star doctor inginer Panaite Mazilu, care era membru al Academiei Române, nimeni din Academie n-a catadixit nici măcar să imagineze un mic scenariu sau să rostească ca un balsam de suflet pentru acest om prezent acolo, că acolo a fost prezent, să spună, domnule, ar merita să primească titlul de membru de onoare al Academiei Române. Evident că Academia are o problemă, că media de vârstă este 84 de ani și la 86 nu te mai propune nimeni, că zice că ești prea bătrân. Dar dacă media e 84-85, cât de bătrâni sunt alții? Că sunt peste 90, că Ioan Aurel Pop are numai 60 de ani, deci cel mai tânăr membru. Cu regret vă spun lucrul acesta, chiar și pentru cei care fac parte din această secție a Academiei Române, dintre care au fost prezenți vreo 4 la vernisajul de acolo, respectiv Răzvan Teodorescu și ceilalți din București. Chiar și academicianul Dumitrescu și a lipsit prietenul meu, academicianul Marius Porum, pe el o să-l întreb odată de ce oare această secție se restrânge la a fi cea mai mică din Academia Română. Nu merită pictorii, nu merită sculptorii, nu merită tinerii care au performanțe în audio-vizual și care obțin aceste performanțe premii internaționale. Nu putem nici cum coborâ mai jos. Nu vrem să-i recunoaștem nici celor bătrâni, nici celor tineri. E o chestiune. Eu îmi permit, cu stilul meu mai dinamic și chiar mai obraznic, îmi permit să spun lucrurile astea pentru că le-am mai spus și din cinta Academiei și o să le mai spun. Acum o să-l rog să ne spună câteva cuvinte pe un constructor, el este acum constructor de relații între cei mai mulți dintre pensionarii orașului, dar el a fost cel mai mare constructor al orașului. Glumind așa între noi, ca prieteni, că ne știm de aproape 40 de ani, odată când i-am spus, băi Ștefane, mi se pare că tu ai construit tot orașul, păi zice, normal, toată viața mea am fost director. Ștefan Lupșan. Mulțumesc, îmi pare deosebit de bine că asistența noastră este compusă din tineri care probabil nu erau născuți sau erau mici la grădiniță în 89. Eu am fost director și înainte de 89 și după 89 la Trustul de Construcții Maramureș. Și să vă spun cum se proceda. Aici facem cartierul Bogdan Vodă, cartierul Săsar și atunci veneam și tot ce acolo trebuia să dispară. Ceaușescu, a zis, aici facem Casa Republicii, pe deal, acolo sus, aici înainte, Bulevardul Victoria Socialismului, și tot ce era în cale trebuia să dispară. În cale erau multe din aceste obiective pe care le vedeți dumneavoastră, zic și în București și în altă parte, trebuia să dispară și atunci au apărut acești oameni deosebiți, acest om care a venit cu tehnica, cu tehnologia, dar trebuie să amintim că pe lângă el au fost multe fețe bisericești care au apreciat aceste construcții și au solicitat și au venit cu bani proprii. Au fost mulți oameni de cultură, mulți oameni care erau probabil în eșalonul 2 sau 3, care au dat bani pentru aceste investiții și au reușit să le, multe să le salveze de la buldozerul construcției socialismului. Și îmi pare rău să spun, dar această metodă care a făcut-o Iordăchescu va trebui aplicată la multe construcții după 89, care au fost construite haotic și, cum spunea parcă domnul Marcheș, pe lângă obiective din astăzi, abuziv. Și abuziv.
deosebit de importante au venit și au ridicat. Să translatăm catedrala din Bogdan Vodă, să nu stea așa de aproape de biserica monumentistă. Nu numai, dar vedeți, se construiesc biserici noi lângă biserici monument istoric, care au vrut să le demolează și au vrut să construiască pe biserica respectivă. Deci această metodă cred că va fi folosită și de dumneavoastră, de cei care veți fi implicați în astfel de treburi și trebuie apreciat acest punct pentru ceea ce a făcut, pentru tehnologia, tehnica pe care a aplicat-o, pentru că ceea ce spunea domnul Marcheș, noi am demontat și am mutat multe obiective culturale și mai ales biserici. Vedeți casele de la Muzeul Satului din Baia Mare, din Sighet și altele case care ar trebui salvate încă de pe Valea Izei și Valea Vișeului, care ar trebui salvate prin alte metode, nu prin metoda de translatare sau prin metoda de demolare. Eu sper că această metodă și această întâlnire să fie de folos pentru toți cei care vor auzi și vor vedea această întâlnire. Mulțumesc! Mulțumesc, Ștefan! O întâlnire metodică. Să știți că și în Baia Mare a fost o mică mișcare de rezistență. Uitați-vă de câte ori treceți și aveți în dreapta facultățile acestea pedagogic și științe. Casele de la... Așa. Uitați-vă la o casă care a dat în judecată statul român și atât o durat judecata până când o scăpat nedemolați. Cei cu casa de pe dreapta unde scrie traduceri lângă facultatea de litere înspre cămine acolo. Da. Domnul prefect, oricât vreți de mai la sfârșit, îl lăsăm pe domnul inginer la sfârșit. Nu, nicio problemă, cum doriți, domn prefect. Eu nu sunt urmă. Ok, eu rămas tare puțin în lucruri. Da, eu mă bucur foarte mult că sunt contemporan cu Teri Ardelean. Și mă bucur foarte mult că cu cât trece timpul și anii noștri, el surprinde județul Baia Mare prin atitudinea care a avut-o de când nu știu eu. Cuvântul meu o să fie puțin atipic. Preasfinte Fiții Bisericii, nu vă supărați pe mine, dar aș vrea să vă spun că Ceaușescu și-a primit pedeapsa și l-a omorât în ziua de Crăciun. Cred că mare pedeapsă pentru toți dictatorii care au fost în acea parte a Europei, a fost singurul care a fost executat în ziua de Crăciun. Și poate blestemul și pedeapsa pentru tot ce s-a întâmplat vis-a-vis de aceste valori și biserici ortodoxe, cred că mai mult atât nu trebuie să vorbească nimeni, cred că. Pentru că tot în ziua de Crăciun când l-a executat pe Ceaușescu, un om care s-a numit Todor și era tatăl meu, a zis: dragul tati, v-ați omorât conducătorul în ziua de Crăciun. Blestemul va veni pe voi. De 25 de ani ne căutăm liniștea, ne căutăm direcția, unii ne spun că am reușit să o găsim, alții spun că n-am reușit să o găsim. De 25 de ani, auzit astăzi, unde Iordăchescu a trăit și a mutat biserici, vorbesc de piața Revoluției, în care tinerii, care au avut 3 ani când au început la vorba Ceaușescu, striau: nu vrem biserici, vrem spitale. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră câtă credință aveți, și avem credință foarte multă. Cred că sunt foarte mulți oameni de valoare. Sunt oameni care sunt preocupați de modul cum ne pierdem sau nu ne pierdem identitatea. Vă întreb dacă Iordăchescu, la ce a făcut atunci cu Duhul Ceresc, nu trebuia să fie 90, când cineva spunea că toată industria noastră este o depozit de fier vechi. O translatare a anumitor instituții, care se numește Institutul de Cercetări, câteva fabrici, de pe astfel de spate, să le spunem așa, să vedem ce s-a întâmplat cu ele și dacă nu te-au translatate undeva ca și monumente. În al doilea, treilea lucru care vreau să vi-l spun, tot așa ca atipic. Astăzi, nu mai ne trebuie acea platformă de beton să demutăm tot ce este credința noastră, că o punem pe roți și o mutăm dincolo. Oare ce se întâmplă cu noi? Oare ce semn de la divinitate să vină să spunem toți ne oprim? Că nu ne oprim. Dar după ce facem un lucru rău, începem să ne pară rău. Începem în limba noastră, cum să spun eu, chiar puțin machiavelică, să zicem: nu ar fi trebuit, dar e bine. Nu ne-am băgat. Eu cred că e cazul exact ca Iordăchescu, pentru că îi respect ce a spus domnul profesor Zavie, analfabetul Ceaușescu.
Dar el mi se pare că l-a ascultat pe Iordăchescu. Dar zic, te rog, ai răbdare, că poți să le mut din fața ta. Astăzi are cineva răbdare să asculte acest strigăt care ar trebui să fie rezonant în masa celor care decid soarta noastră? Vă întreb. Noastră sunteți cei care o să stăpâniți lumea asta. Trebuie lecția asta să fi fost la toți, la toți tinerii de astăzi să vedem la ce ne raportăm. Mai este un lucru foarte important. Iordăchescu, ca să vedeți ce înseamnă omul, ce înseamnă valoarea umană, ce înseamnă noi românii, că trebuie să aducem în prim plan un om la care astăzi ar putea să ne închinăm. Cred că Biserica Ortodoxă trebuie să aducă nu omagiu sau să roage pentru el și pentru păcatele lui, ci undeva să fie pus într-un loc foarte categoric, adus aminte din generație în generație. Dar Academia, oamenii de cultură, oamenii de forță, când plângeau pe la Europa Liberă și auzeam, nu vei niciunul găsesc că domnul Iordăchescu trebuie să fie nu membru al Academiei, trebuie să fie în primul rând vis-a-vis de faptul că ne-a salvat ceea ce este 90% din credința noastră ortodoxă. Sunt foarte multe lucruri de spus, sunt foarte multe lucruri de lăudat, sunt foarte multe lucruri de identificat sau de încercat de a face numerarea lor. 11 demolate, 29 salvate. Vă mă pun o întrebare și cu asta închei. Maramureșul cine îl salvează? Să fiți sănătoși. Da, mulțumesc, domn prefect, pentru atipicismul ce îl promova și care s-ar putea să ducă la o reconstrucție de discursuri în lumea administratorilor publici sau la o demolare. Nu se știe, vom vedea. Noi trăim cu drag păstrarea dumneavoastră în perimetru construibil. Domnul inginer Cătuneanu. Da, în primul rând salut prezența tuturor aici. Sunt mai puțin obișnuit să vorbesc, pentru că toată devenirea mea a fost de inginer. Știți că inginerul e ca un câine lup, are o privire inteligentă, dar nu se poate exprima foarte frumos. Și atunci încerc să salut pe toată lumea. Eu sunt mai nou la dumneavoastră în zonă, într-un fel de pribegie. Am acum un proiect undeva lângă ambient de consultanță pe structură metalică, pentru o structură metalică. Întâmplător am văzut și salut inițiativa și totodată salut pe toți angajații Bibliotecii Dulfu, pentru că, vă rog să mă credeți, domnul inițiator aici de față spunea că e foarte greu să dai de Răzvan Teodorescu, nu? E foarte ușor să dai de Răzvan Teodorescu dacă te duci la Biblioteca Academiei, între 11 și 12.30 în sala Vianu. Nu, n-am zis că e foarte greu, că suntem prieteni, că nu-l mai pot opri dacă îi dau cuvântul. Da, și totodată, dacă doriți, și sunteți, iarăși, să poate da și de domnul Cristoiu, care are acolo un birou nu dedicat. Nu e interesant. Așa, acum, situația legată de antemergătorul domnul Iordăchescu este o situație, după părerea mea, foarte interesantă și antitetică, datorită faptului că unii dintre ingineri, există o vorbă că oamenii de știință explică ceea ce este și inginerii creează ceea ce niciodată nu a fost. Este și cazul domnului Iordăchescu. Suntem în situație, însă, într-o situație foarte interesantă. Eu am fost lector în cadrul Universității Tehnice de Construcții București până în anul 2000. Am fost coleg chiar cu fiul dânsului, care în continuare este acolo. Dacă domnul Iordăchescu a fost doctorandul domnului Panaite Mazilu, pot să spun că și eu am fost doctorandul domnului Panaite Mazilu, care la 31 martie anul ăsta împlinește 100 de ani. Dânsii sunt tot din zona Moldovei, amândoi, Iordăchescu este din Brăila, Mazilu este din Focșani. Și pot să vă și arăt aici, dacă dumneavoastră mai puțin, am văzut că mai puțin sunteți familiarizați cu fotografiile. Dânsul este domnul Iordăchescu și domnul Panaite Mazilu este acesta. Dânsul este conducătorul de doctorat al domnului Iordăchescu. Situația mai, după părerea mea, mai tristă, vorbim pe fotografii, este faptul că afară de înaltele fețe bisericești la momentul respectiv, erau și acei
oameni care, de care noi ca ingineri aveam o frică deosebită. Cum era domnul Dincă. Îl recunoaște cineva pe domnul Dincă aici? Ion Teleagă. Domnul Dincă este acesta. Cred că îl recunoașteți. Și apropo că a venit vorba de Europa Liberă. A venit vorba de Biserica Mihai Vodă. Este foarte adevărat ce zicea domnul Tudorel, faptul că suntem într-o situație ca ingineri ingrată câteodată. Putem să spunem următorul lucru. Au fost ingineri în cadrul Institutului de Construcții București, cum s-a numit până la 1992, și sunt ingineri și în acest moment la Universitatea Tehnică de Construcții București, care unii dintre ei au salvat patrimonii, alții au fost nevoiți să înnece patrimoniul. E cazul domnului profesor Prișcu, care a făcut toate barajele de mare greutate, de greutate din pământ, de la Bicaz, unde au crescut apele și au înghițit biserici. Suntem în situația aceasta ingrată, în care am construit și eu în acest moment, sunt la Baia Mare, pentru o consultanță. Chestiunea este o chestiune de fond, în sensul că ne-am hotărât să salvăm. Suntem în situația în care proiectele domnului Iordăchescu la acest moment, unul dintre cele mai mari în acest moment, este întâmplător, îl cunosc bine și am și venit să vorbesc. Pe izolarea antiseismică a primăriei București. Să ne amintim că primăria București este evacuată în acest moment, mutată în altă parte și se lucrează la izolarea seismică. Atenție! Domnul Panaite Mazilu, care vi l-am arătat, a fost, să spune, să folosesc, să mă scuzați, un termen anglosaxon, around, și în 1940, la cutremur din 40. A fost și în la 1977. Și sunt niște situații care trebuie explicate și mă pun la dispoziția bibliotecii pentru cine va dori. Am cam 8 ore de conferință. N-o să ocup acum audiența cu aceste. Am 8 ore pregătite să vă pot povesti. Dar sunt chestiuni, exact cum spuneați dumneavoastră, și în zona realului și în zona umanului. Și una dintre marile necazuri în București, unul dintre marile necazuri, este că este zonă seismică, zonare A. Asta înseamnă că domnul Iordăchescu a făcut o dublă salvare. În momentul când s-au turnat radierele generale pe Biserica Mihai Vodă, în spatele dumneavoastră, acolo. Foarte bine că aduceți vorba. Da. Chestiunea asta este o chestiune, Biserica Mihai Vodă, și salut iarăși pe domnul Tudorel, care a spus, Biserica Mihai Vodă este prima mutare de nivel. În 1985 eu eram student al Universității, al Institutului de Construcții București, în anul 3. Și am participat, eram acolo. M-am uitat la fotografii, într-adevăr, nu aveam carne de partid. Nu eram printre cei de acolo. Dar am fost acolo și a fost o chestiune foarte... Cea prima mutare de nivel din țară, cu diferență de nivel 6 metri, pe o distanță de 200. Deci a fost și prima mutare dusă 200 de metri, cu o diferență de nivel în premieră în România de 6 metri. Asta înseamnă că au luat-o din deal și au dus-o lângă malul Gârlei, adică lângă Dâmbovița. Acum, biserica își datorează... Trebuie dus înapoi. Nu, nu mai poate duce înapoi, cum a spus. Este un proiect. Da, suntem în situația în care e înconjurată de blocuri și există chestiunile astea de expropiere pentru interes public. Probabil că nu o să mai fiu eu în zonă când se vor... Știți? Așa, acum... Ceea ce e interesant la biserică este că profesorul Cismigil de la Facultatea de Arhitectură spunea că cărămida, dacă s-ar fi inventat pe vremea lui, ar fi fost un material foarte modern. El are 90 și ceva de ani, domnul Cismigil. Gândiți-vă că acele cărămizi de la Mihai Vodă în 1500, când a fost titorită, cum bine zicea de marele Mihai, eram în situația în care erau cuptoare de cărămidă. În 1992, cineva s-a gândit să sape sub golul unui geam la Biserica Mătăsari. În București, care ca zonă, iarăși să vă spun ca bucureștean, mie mi se spune bucureșteanul aici, îmi cer scuze față de dumneavoastră, nu am nicio ambiție de tipul ăsta. Acea biserică s-a surpat și a fost nevoie să fie demolată. Era în zona ProTV-ului în București. Și au demolat-o pentru rațiunea, tot inginerii, pentru rațiunea că nu mai oferea
siguranță. E, ce a făcut domnul Iordăchescu, suntem într-o situație extraordinar de interesantă. Dacă o biserică în 1998 a fost demolată pentru că s-a surpat, cineva a săpat, cum se spunea înainte, tot așa sub spunea cineva, casa de aici, din Iacul de Hunedoara. Noi suntem în situația în care s-a surpat acea biserică și a trebuit demolată. Gândiți-vă că la 1547 cuptoarele de cărămidă și câte cuptoare au trebuit fi construite și câte au trebuit fi făcute pentru ca să ajungă biserica la nivelul ăsta. Deci noi suntem în zona mutării unor clădiri de zidărie, așa numită, portantă. Chestiunea s-a pus la momentul respectiv, la momentul mutării, a construirii unui radier general care a premers într-o oarecare măsură ce s-a întâmplat cu toate blocurile de pe Bulevardul Victoriei Socialismului în zona, în perioada imediat următoare. În sensul că radierul general trebuia turnat în monolit în același moment. Deci erau sute de metri cubi și o prelumblare de betoniere de necrezut. Gândiți-vă că în 1998 cineva a săpat sub golul unui geam de biserică și biserica s-a dărâmat și era titorită la 1960 sau 45, nu știu exact acum. Gândiți-vă că s-a săpat sub toată biserica și zidăria a rămas în aer. Ăsta eu consider lucru ceresc, pentru că nu s-a surpat. Deci gândiți-vă că o biserică în 1997 s-a surpat după o mică săpătură sub golul unui geam și biserica asta toată a fost în tot perimetru a fost turnat beton și acum suntem în situația în care, de ce e dânsul un dublu salvator pentru noi? Această biserică a fost mutată mai jos cu 6 metri, aproximativ 6 metri, foarte aproape de cheiul Dâmboviței, care acum e un chei regularizat, în fine, contează. Infiltrațiile de apă, în momentul în care ea a fost reașezată, au fost altele decât când era în deal. Noi eram în situația, după domnul Iordăchescu, aici intervine succesul dânsului, să zic așa, propagarea metodei Iordăchescu. Eram în situația în care nu cunoșteam exact dacă biserica odată pusă pe terenul de fundare. Aici mă adresez și inginerilor și salut prezența tuturor inginerilor, ca de altfel la întregii auditori. Terenul respectiv era un teren care la un moment dat să permită bisericii să se încline precum târnul din Pisa. Acest lucru nu s-a întâmplat. Deci puteam să avem tasări inegale pe fundații datorită infiltrațiilor de apă existente. Acum suntem în situația în care Mihai Vodă reprezintă și o spun pentru toată lumea, este foarte aproape de Casa Poporului dacă cineva dorește să se orienteze în București. Dar din păcate, sunt biserici, cum a fost biserica la care eram de față, în 1989, în ianuarie, după ce în 89, în decembrie, s-a răsturnat regimul, sau în fine, a fost ce a fost. Care biserica de la așa numita Poștă Vitan, și trebuie să știe toată lumea, de asta încerc și o să mă ofer voluntar pentru bibliotecă ca să mai vorbesc despre aceste situații. Mă așteptăm cu drag, domnule. Așa, suntem în situația în care la biserica Poșta Vitan ni s-a dat ordin să o demolăm. Organul abilitat, pistolul, amenințare. S-a cerut o zi de păsuire. S-a păsuit o zi. Toate înaltele fețe bisericești înmormântate în curtea acelei biserici aveau cruci de piatră de la aproximativ 1780. Toate acele cruci au fost urcate într-o basculantă și au fost duse în curtea Academiei Române pentru moment, la data respectivă. Și în alte așezăminte, cum a fost Biserica Sfânta Vineri. Dar excavatoristului s-a dat ordin să excaveze toate sfintele oseminte care au ajuns la groapa de gunoi Glina. Deci groapa de gunoi Glina la București a trebuit să poarte o cruce pentru toate osemintele sfinte. A fost de față când nu s-au mai putut excava în bună regulă și muta osemintele într-un loc de odihnă normal.
pentru antemergătorii noștri. Au fost situații în care aceste lucruri s-au fost trăite și nu se poate, onor domnului Berbecaru aici de față, nu se poate explica în cuvinte ce au fost nevoiți inginerii să facă la comandă sau mai puțin la comandă. Și dintre dânsii, domnul Iordăchescu este punctual un excelent inginer, dar domnul Panaite Mazilu, singurul profesor emerit din țară, și noi am avut ca inginer și eram numiți cadavre didactice la Universitatea Tehnică de Construcții București. Domnul Panaite Mazilu, într-o lună, nu și-a primit salariul pe statul de plată. Vă dau un exemplu. Telurice, la București, radierul, și cu asta închei, radierul propriu-zis, turnat, reprezintă o garanție dată în plus. Da. Exact. Mulțumesc, domnul inginer. Domnul director adjunct, să țineți legătura, să profităm de prezența domnului inginer Cătuneanu în Baia Mare. Închiderea, îi dăm cât îi dăm? Trei fraze. De binecuvântare, părintelui Berbecaru. Da, mă ridic în picioare pentru că trebuie să știți că domnul inginer are nevoie de rugăciunile tuturor. Și această carte a avut mari întâmplări în viața ei. După ce s-a străduit să muncească, tot ce se vede aici în tablourile respective, a muncit și în carte și s-a ales cu 20 de exemplare. Gura închisă și zbești de treburile matale. Da. La extazul la care am ajuns datorită oratoriilor, cum mi-a ajutat și domnul inginer, la extazul acesta mai bag o scânteie. Bătând la ușile Academiei, să invit și eu, academician, la botiza, cum ne la săliște, să vin și la botiza. M-am adresat domnului vicepreședinte Alexandru Surdu, prietenul dumneavoastră bun, da, spun tuturor, vă dau de așa, a zis că așteaptă un material să-l declare membru al Academiei corespondent pe acest mare om român, om al lui Dumnezeu, inginerul Iordăchescu. Ce vreau să mai spun? Una încet, ar vrea să spun. Preoteasa păcătoasă Vitoria din Botiza, în 1900, aș greșe, 85-86, când s-a plimbat, când a fost scos la plimbare Palatul Patriarhiei a Sfântului Sinod, s-a aflat acolo în audiență la Părintele Vicar Constantin Bârbu, cel care a fost slugă la patru mari patriarhi. A început cu Justinian, a continuat cu Justin, a continuat cu Teotist și a ajuns și la Daniel al patrulea, slugă bună, și preoteasa era în audiență și zice, parcă se mișcă ceva. Nu vă speriați, suntem pe mâini bune, clădirea se mută vreo 70 de metri, stați liniștită, că ați fost la baie, ați văzut că funcționează, căldura merge, curentul merge. Școala preoteasă era acolo în timpul translării. Da, da. Ei, pentru chestia asta îl punem să scrie un roman. Nu mă pricep la vorbit, vă mulțumesc din suflet pentru prezență, vă rog să transmiteți tuturor celor dragi, prieteni, cunoscuți, vecini, nu mai vorbiți cum vorbesc unii despre ăsta, primul paradis pământesc românesc e Delta Dunării. Da. Și toți când vii acolo vorbesc de câți țânțari au mușcat, cum s-au roșit, cum s-au infectat. Să vorbim foarte frumos și rugăciuni multe, pentru că dânsul mi-a spus. Vara m-ar dea soarele, iarna
geruri de minus 20 de grade și mușchii și degetele îmi înghețau că trebuiau să fiu acolo în ele, să le sprijin pe drum. Mulțumesc, părinte, și alături de doctor inginer Eugeniu Iordăchescu, măcar așa să-i pomenim la pluralul colectiv de politețe pe toți cei circa în totalul anilor câți au lucrat, au fost vreo 60, dar echipa era formată din 30 până la 35 de oameni care, sub coordonarea acestui mare și brav constructor, au reușit această minune. O oră și 28 de minute. A fost rezonabil? Rezonabil. Cursurile sunt numai de o oră sau 50 de minute? 50 de minute.